Preoții din protopopiatele Brașov, Bran și Săcele ale Arhiepiscopiei Sibiului s-au întrunit astăzi în localitatea Preșmer pentru a participa la conferința de primăvară dedicată anului omagial al satului românesc. Lucrările conferinței au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a deschis astfel seria conferințelor preoțești din acest an. Conferința preoțească s-a desfășurat la sediul protopopiatului Săcele din localitatea Preșmer, Brașov. În cuvântul rostit cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și-a exprimat bucuria de a participa la această conferință care și-a propus să analizeze ce a fost, ce este și ce ar trebui să fie satul românesc. Am așteptat cu bucurie ca să ne deplasăm, să schimbăm puțin cutuma, obișnuința noastră de a ne aduna într-o sală sau într-o biserică cu toții, în oraș, de a avea toate la îndemâna noastră și apoi a ne deplasa fiecare, a ne îndrepta spre casele noastre, tratând o temă sau alta. De data aceasta, deplasarea noastră aici, într-un loc de unde noi am plecat și pe care majoritatea din dumneavoastră îl respectați, îl prețuiți și l-ați ocrotit, pentru că aveți și originea din locurile acestea ale satului românesc. Am dorit ca să facem mai multe mărturii, de fapt, decât tratări de acestea didactice, științifice, academice, pentru că se pot face și astfel lucruri și s-au făcut. Ar trebui să vedem acum cum reconsiderăm noi satul, ce a fost, ce este și ce ar trebui să fie. La această întâlnire a fost invitat și profesorul Ioan Prahoveanu de la Universitatea Transilvania din Brașov, care a prezentat un referat intitulat Lumea satului românesc în trecut și astăzi. Upștea aceasta sătească avea o conducere, un sfat al upștei, alcătuit în înțelepții satului, din așa numiți sfat al bătrânilor și era secundat acest sfat al bătrânilor de ceata feciorilor care le elementa relațiile oamenilor și aplica normele de drept obișnuielni din sat. Acest sfat al bătrânilor era și legiuitorul, dar și judecătorul oamenilor. Relațiile dintre membrii comunității erau niște relații de înțelegere, de respect, în primul rând, cele două fundamentale virtuți ale omului satului, ale țăranului român, erau cinstea și omenia. În cadrul conferinței au fost prezentate trei referate în care a fost evidențiat rolul pe care satul românesc l-a avut de-a lungul timpului, dar și situația actuală din mediul rural. După cum știm, anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din vara anului 2017, ca și an omagial al satului românesc, an în care ne amintim de satul românesc, de personalitățile care au marcat viața satului românesc, de primari gospodari, de preoți și de învățători și dascăli care au știut totdeauna să fie exemple prin viața lor, prin lucrarea lor tuturor locuitorilor din satele noastre românești tradiționale. Ne bucurăm că biserica este cea care în actualitate se îngrijește de a da răspuns problemelor cu care societatea românească se confruntă și iată, suntem chemați să redescoperim frumusețea vieții autentice românești și creștinești, așa cum au trăit-o și cum au înțeles-o strămoșii noștri, pentru a avea și noi cei de astăzi o viață creștinească frumoasă, autentică și în slujba neamului nostru. La final au avut loc discuții despre pastorația în satele românești și specificul acesteia. Conferințele preoțești vor continua în zilele următoare și în celelalte protopopiate ale Arhiepiscopiei Sibiului.